Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua, dragi invitați! Vă mulțumesc că ați ales ca astăzi, într-o zi așa de frumoasă, din luna octombrie, să fiți alături de comunitatea locală din Pelușani, la lucrările simpozionului istorice, ediția 17 așteptată 1930 și ediția a doua, Pelușani 1916. A devenit deja o tradiție la Pelușani, în aceste zile, în octombrie, noiembrie al fiecărui an, să ne întâlnim, să discutăm, dezbate teme istorice de ceea ce, despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 687, în cazul de față, Pelușani, în satul Pipoare, acum, mulți ani în urmă, în 1330, când Vaslavul I, cupta cea mai glorioasă victoria acelor vremuri în fața oastei moderne a lui Carol Oberle de Anjou, când pe aceste meleaguri semna actul de naștere al românilor de astăzi. Este o onoare pentru mine ca primar, pentru noi, locuitorii comunei Pelușani, să vă avem oaspeți în fiecare an la aceste lucrări. Este și un motiv în plus pentru noi să ne bucurăm că îmbrăcăm strealele sărbătoare pentru aceste evenimente, mai ales că a doua zi după lucrările simpozionului, sărbătorim cu fast memoria celor căzuți pe câmpul de luptă, cum spuneam, în 1330 și în 1916, pe aceste meleaguri în Pelușani. De probleme de istorie, sunt destui oameni ce pot aduce argumente vis-a-vis de cele întâmplate în urmă cu mulți ani aici la Pelușani și dumneavoastră sunt cei mai îndrăguiți să discute despre acest lucru. Mie revine doar sarcina să-l rog pe domnul profesor dr. Iepure Florin să preia acțiunea și lucrările acestor simpozioane pentru ca totul să priceadă așa cum ne-am dorit. Vă mulțumesc! Lucrări plăcute! Domnule primar, noi vă mulțumim pentru invitația pe care ne-o faceți. Ne onorează ca în fiecare an, alături de dumneavoastră și de comunitatea de aici, din Pelușani, să celebrăm această victorie a lui Basarab I, fiul lui Toconerius, schismaticul, cum îl numește regele maghiar Carol Robert de Anjou. De altfel, am spus de fiecare dată, este singurul loc din țară, pe câte știu eu, dacă dumneavoastră îl cunoașteți, vă puteți contrazice, singurul loc din țară unde de ani de zile se sărbătorește această victorie a lui Basarab I. Chiar dacă unii contestă această, ca ipoteză a locului acesta, că aici s-a dat bătălia de la Posada din 9-12 noiembrie 1330 și cunoaștem că sunt și alte ipoteze a locului bătăliei, cu toate că Academia, Istoria Românilor, volumul Academiei Române, acreditează această idee că este posibil scrie acolo ca această zonă a Loviștei, a pripoarelor perișanilor să fie locul acestei bătălii. Nici nu contează foarte, foarte mult. Este important că primăria din Pelușani și-a asumat această celebrare și în fiecare an aici se desfășoară simpozioane științifice. Ceremonialul acesta despre care vorbea domnul primar, religios și ceremonialul cu fastul, cu parada și cu slujba de pomenire, parastasul, pentru toți cei care au murit în acele zile, în anul 1330, dar și pentru toți eroi. Domnul primar a decis să mute în acest an, din noiembrie, de când organizam de obicei acest eveniment, să mute în octombrie, pentru că și în octombrie, mai ales anul trecut, când a fost centenarul anului 1916 și glorificarea eroilor care au murit aici, pe Valea Oltului, în zona aceasta unde s-au dat crâncene lupte, în Câineni, Titești, Pelușani, când românii și-au dat viața și localnicii și-au dat chiar viața și-au jertfit viața să apere aceste trecători.
cu jertfe mari s-a făcut acest lucru. De aceea, în octombrie, putem să ne amintim și să îi comemorăm pe eroii care au murit în 1916, sunt 101 ani pe atunci. Simpoziumul nostru de astăzi se referă așadar la victoria lui Basarab I de la 1330, care a tras neatârnarea față și ruperea relațiilor vasalice cu Carol Robert de Anjou, perioada evului mediu, și aici avem specialiști și vă mulțumim tuturor celor care ați onorat acest simpozion la Universitatea din Pitești, la Universitatea din Craiova, acoperim această perioadă medievală, vorbim despre această perioadă medievală, dar și despre prima conflagrație mondială. Am avut și în acest an centenarul bătăliilor de la Mărășești și Oituz, 1917, eroi care au murit pentru realizarea idealului unității naționale. Anul viitor ne așteaptă un an al centenarului Marii Uniri și sperăm ca toți românii să fim mai uniți, să căutăm, să descoperim adevăratele valori, valorile autentice românești și să ne ridicăm la nivelul acesta al evenimentului care ne așteaptă. Cred că și aici va fi la anul un eveniment care se va centra tocmai pe anul 1918, anul Marii Uniri. Să invităm așadar, domnule primar, să invităm pe participanții noștri la simpozionul, i-am zis noi, este și regional, să spunem, pentru că dacă ar fi național, ar trebui să fie participanți 22 de județe, așa am înțeles că este pentru un simpozion național. Și să nu uităm să invităm de acum și pentru mâine, pentru evenimentele care se derulează și mâine aici. Avem statuia lui Basarab I, aici la intersecție, ridicată de primăria din Berișani. Iată că domnul primar Sandu este un om iubitor de istorie, de valori ale neamului românesc. Și ieri am fost la un eveniment la Mănăstirea Curezi, acolo unde s-a lansat un volum care vorbește despre documentele Sfântului Constantin Basarab Bâlcoveanu. Documente ce țin de, privind Mănăstirea Curezi, pitoria sa și necropola domnitorului, pentru că așa a gândit-o domnitorul încă de la întemeierea ei. Documente cuprinse pe o perioadă de 23 de ani, din 26 de ani de domnie a lui Bâlcoveanu, începând din anul 1691 și mergând până în ultimul document în iunie 1714. La două luni după aceea, domnitorul era mazilit și dus împreună cu familia sa și știți ce s-a întâmplat, acel odios masacru a decapitării domnitorului și a fiilor lui Constantin Ștefan Radu și Matei și a boierului Ianache Văcărescu. Așadar să-i invităm, să invităm pe participanți la simpozion. Ați primit aceste invitații program pe care avem chipul lui Basarab I de la Argeș și al lui Carol Robert de Anjou și armatele care se confruntau pe Valea Otului în anul 1916. Chiar vă invit să citiți și de pe coperta 4 un fragment al unui erou care a murit aici la Spinu, în Berișani, în octombrie 1916, sub locotenentul Constantin de Stoica. Este impresionant. Este un fragment din ultima scrisoare pe care l-a scris-o să ajungă la mama lui. A ajuns scrisoarea, dar el nu s-a mai întors acasă. A ajuns postum, el murise după aceea și mama lui a primit scrisoarea, dar și apoi vestea că fiul său s-a stins. Un fiu talentat, un scriitor, un... Bine, sigur, pe Valea Otului am pierdut și pe David Praporgescu, generalul David Praporgescu. El are un monument la Câineni, pe Valea
doar două monumente sunt albine și l-aș ustea și în centrul localității Câineni și mulți alți eroi care s-au stins. Eroi și din Perișani, chiar am adus lista, poate îi pomenim și pe ei, aici eroi din primul război mondial. De asemenea, în Râmnic sunt două străzi care poartă numele unor eroi din primul război mondial. Mulți au auzit de aceste nume de străzi, de exemplu, locotenent Alexandru Costeanu și plutonier Vasile Olănescu. Dar poate mulți nu știu că acești eroi, peste care s-a așternut uitarea, au murit în luptele de la Mărășești. Chiar Alexandru Costeanu a murit în aceea zi, 22 august 1917, la Mărășești, în aceea zi cu Ecaterina Teodoroiu. Bună ziua, pe atunci să invităm, nu? Și să începem în simpozion. Vă rugăm. Rugăm să veniți cei care sunteți înscriși în invitația programului. Da? Să invităm așadar pe domnul profesor universitar, dr. Dinică Ciobotea. Vă mulțumim că a venit. Totul a fost ieri și la lansarea de carte a domnului Laurențiu Stencovici, cartea aceasta documente a lui Constantin Prăcoganu la Curezi. Domnul profesor dr. Alexandru Năibitoru, îl poftim să vină alături de noi. Domnul profesor Ovidiu Budescu, domnul profesor Budescu este și președintele Fundației Județene pentru Tineret Vâlcea, cel care cercetează de câțiva ani în șantierul școală de la Vâridava, de la Costruta Vâridava Dacică, de la Costruta Ocnele Mari, cu domnul decan de la Universitatea din Pitești, domnul Bărbulescu. Și cu domnul Alexandru. Și cu domnul Alexandru Năibitoru, desigur. Îl invit pe domnul conferențiar universitar dr. Aurelian Chistor, de la Facultatea de Istorie, Universitatea din Pitești. Domnul conferențiar universitar dr. Constanțiu Dinulescu, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Pitești. Domnul dr. Gabriel Croitoru, cercetător științific principal la Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Niculescu Plopșor. Domnul dr. Emilian Cojocaru. Și domnul profesor Constantin Radu. Moderatorul vă salută și vă spune bine ați venit la acest simpozion. Sunt Florin Repure, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, omul dumneavoastră din teritoriul al Ministerului Culturii și Identității Naționale. Începem cronologic, așa este normal, să ne referim la perioada medievală, la perioada aceasta de afirmare a statului independent al lui Basarab I. Și vom începe, o să-i dăm cuvântul domnului profesor universitar dr. Dinică Ciobotea, de la Universitatea din Craiova, cu comunicarea precizări privind locul desfășurării bătăliei de la Posada, 9-12 noiembrie 1330. Domnule profesor. Da. Bine v-am găsit. Să zic așa, că sunt puțin, cum să zic eu așa, nedumerit cu ce să încep. Acțiunea aceasta despre Posada am început-o de el, când domnul primar de la Târgu Ureșului a susținut suștare că bătălia de la Posada e undeva lângă Mănăstirea Bistrița.
Pe cheile bistrițe, spunea. Pe cheile bistrițe, acolo... Ultima ipoteză sau cea mai recentă, să spunem. Da. Deci eu nu vă țin o comunicare pe un subiect concret, ci vreau doar să spun niște lucruri referitoare la cele ce se gândesc și încă nu se statornicesc în mintea noastră, inclusiv a celor din Berișan. Așa că nu se supără nimeni pe mine. Când eu observ că în materialele acestea care sunt care însoțesc programul de astăzi, sunt amintite teoriile unor istorici despre bătălia de la Posada. Să pune, eu am avut o mare admirație, am fost, să zic, un apropiat oarecum al academicianului Ștefan Pascu, dar părerea care este în istoria României competitor, acela cum că bătălia este undeva la Boișoara, nu trebuie să o mai puneți. Pentru că vă încurcă. Și încurcând locurile, niciodată nu veți ajunge să fiți crezuți că bătălia de la 1330 s-a desfășurat aici, în localitatea Pripoare. Din moment ce una se desfășoară la Boișoara, alta potrivit ipotezei lui Doru Moțoc, tatăl, așa s-a desfășurat undeva pe drumul care coboară spre sud. Dar nu, niciodată, aceste ipoteze nu aduc bătălia în defileul foarte cunoscut al Pripoarelor. Așa că, de când a apărut cartea noastră și nu numai a mea, și din câte o știți dumneavoastră, o carte colectivă cu autori dintre cei mai autorizați și care au răspuns momentului istoriografic al anului 2015. Adică cei care au avut opinie privind bătălia de la Posada, aici, la Pripoare, s-au bazat pe tot ceea ce se câștigase istoriografic până la momentul respectiv. Așa că bătălia noastră n-am mai plimbat-o în cele 28 de posade câte sunt astăzi prin partea aceasta de munte a Carpaților Meridional. Nu mai, să zic eu, nu mai plimbăm nici la Plaiul Broșan, nici la Peștișani în Gorj, nici la Novaci și nici la Bistrița. Bătălia de la Posada din 1330, potrivit izvorului, care știți dumneavoastră, cronica zisă pictată de la Viena, este undeva pe drumul cel mai scurt, acesta este argumentul principal, drumul cel mai scurt de la Curtea de Argeș către Transilvania. Și nu putea fi alt drum decât cel care a fost dintotdeauna și singurul în această parte de țară. Adică cel prin țara Loviștei, pe aici, pe la dumneavoastră. Așa că, de când s-a publicat cartea, câteva opinii au fost exprimate. Cele mai multe în chip oral. Niciodată nu s-a luat poziție scrisă, științifică, ca să putem să răspundem cu argumente sau contraargumente la cele afirmate. Deci, bătălia de la Posada trebuie să o așezăm exact cum o așează cei doi academicieni, Dinu Cejurescu și Nicolae Troiu, ca fiind bătălie de temeiere, de temelia istoriei neamului românesc. Și dacă bătălia aceasta este la 1330, prin ea trebuie să înțelegem nu numai istoria de până aceea a românilor, dar și ce s-a întâmplat de atunci încoace. Bătălia de la 1330 este o bătălie victorioasă. Îmi pare rău că astăzi, în societatea noastră, sunt oameni care se îndoiesc de forța și de faptele
strămoșilor noștri. Am mai participat la un simpozion la Suceava, unde un istoric chiar le zicea moldovenilor de la Suceava că ce mare scofală, că Ștefan cel Mare a avut niște victorii oarecare împotriva turcilor, împotriva tătarilor și așa mai departe. Căci unde a ajuns la finalul domniei? Tot la o pace cu Turcia, așa că nu mai era nevoie de o bătălie. Și dacă pornim pe asemenea considerente, pe asemenea speculații mentale sau mentale, așa, vă dați dumneavoastră seama cam cum luăm noi în derâdere istoria și faptele strămoșilor noștri. Bătălia de la 1330 este o bătălie victorioasă. Atunci s-a așezat, sau mai bine zis, s-a configurat destinul românilor, al tuturor românilor. Și bătălia este victorioasă pentru că așa scrie în documentul celor care au fost învinși. A fost un măcel la 1330, când armata Apusului, acela care este în scrierile lui Mihai Eminescu, acel Apus, așa, a pătruns în părțile noastre, sub conducerea lui Carol Robert de Anjou, marioneta papei de vremea respectivă, care voia să extindă religia și spiritualitatea până în părțile tătărăști, adică spre răsăritul Europei. În aceste condiții înțelegem cu toții că este răscrucea neamului românesc. Și tot atunci, datorită acestor evenimente din 1330, s-a așezat și harta politică a României. Voievodatul Transilvaniei a rămas sub influența papei de la Roma și a regatului apostolic al angevinilor, deci al Apusului, al apusenilor, și Moldova și Țara Românească și-au câștigat ulterior independența, au fost recunoscute în plan internațional atât de puteri laice, statale, cum sunt imperiile, sau de puteri ecleziastice la nevremii, cum a fost Patriarhia de la Constantinopol. Atunci, destinul nostru a rămas de români, de ortodoxi și de apărători a Europei în părțile acestea de răsărit. Așa că întotdeauna trebuie să ne raportăm la această bătălie ca fiind începutul istoriei noastre, care după aceea se va configura abia în 1918 în dimensiunea dată prin sensul pe care l-au obținut românii în urma victoriei din 1330. Înțelegând astfel, facem, cum să zicem noi, anticipăm manifestările din 2018, centenarul Marii Uniri, ca fiind un rezultat al întregii noastre istorie, al evoluției noastre unitare de-a lungul timpului. În al doilea rând, o opinie care s-a exprimat oarecum tot așa pe cale orală a fost aceea că așezarea, identificarea bătăliei de la Posada la pripoarele perișanilor ar dăuna istoriei vecinilor noștri de la răsărit, adică acelor din Argeș. Le-am luat o parte din istorie și am așezat-o în conturul Vâlcii sau Ținutului Vâlcea. Nu este adevărat. Partea aceasta istoricește a fost de Argeș până în 1947-48. Istoria țării Loviștei și a drumului, care acum este atât de căutat ca să fie calea zisă a autostrăzii Sibiu-Pitești. Deci, această zonă este în relație directă și organică cu capitala țării românești, Curtea de Argeș. Acea zonă de la Curtea de Argeș, băgată într-o depresiune, într-un golf al Carpaților, nu putea să nu
aibă rezonanță în părțile exterioare, adică acolo unde să deschidem lumea pentru locuitorii de acolo. Nu întâmplător se dezvoltă orașele, așezările și nu întâmplător au loc și evenimentele. Deci, la 1330, bătălia este a tuturor românilor, este o bătălie extraordinară, pentru că victoria nu a fost înfățișată de către noi în modul aproape idilic pe care îl promovează unii istorici. Aș vrea să vă spun doar atâta. Armata lui Basarab I era o armată profesionistă. Avea un nucleu de profesioniști care participaseră în luptele contra tătarilor și izbutiseră, participaseră chiar în mai multe lupte la sud de Dunăre, iar în august 1330 fuseseră părtași acești ostași ai lui Basarab în bătălia de la Felsburg. Abia aștepta Carol Robert de Anjou să vadă care este rezultatul și văzând că au fost înfrânte armatele la care se aliaseră și ostașii lui Basarab, imediat a considerat momentul potrivit să atace țara românească. Adevărul este că la 1330 armata lui Basarab era atât de puternică, o recunoaște și un nobil uman din apropierea lui Carol Robert de Anjou, că pe această armată se baza unul dintre mari conducători militari din acea vreme, Basarab I. La Curtea de Argeș, Carol Robert de Anjou și armata lui de 80.000 de călăreți a fost înconjurată, încât, dându-și seama că nu are nicio șansă, a căzut la pace cu Basarab I. Iar Basarab I le-a dat o singură soluție, nu într-o discuție, cum am zice astăzi, tet-a-tet, ci doar atât, le-a condiționat să plece pe drumul cel mai scurt. Singurul drum pe vremea aceea era acesta care l-am străbătut cu domnul Băbeanu în primele cercetări din zona aici, peste Poiana și peste zona aceea aproape de drum sălbatic către Sălătruc. Acesta este drumul pe care putea să meargă o armată de 80.000 de călăreți. Vreau să vă spun cum am identificat locul și care se poate identifica și astăzi de către dumneavoastră. Atâta timp cât nu va ajunge să fie modificat relieful de aici, de filioul Băiașului. Bătălia de la 1330 iar nu este percepută cum trebuie de către locuitorii de aici și chiar de către istorici. Bătălia este pe o distanță de aproape 2 km. Dacă sunteți în zonă, vă dați seama că bătălia este de undeva de la Cârciuma, să zic eu, dintr-un pisc de acolo, de încoace de Poiana, unde a fost și un castru roman și unde, datorită unor stânci, se îngustează atât de mult Băiașul, încât nu lasă decât albia de trecere a apei. Acolo, deci, ar fi locul în care se închide un punct al acestui loc în care s-a desfășurat bătălia. Iar capătul din coace al bătăliei este unde este monumentul așezat de către cei de astăzi, monumentul lui Basarab I. Cronica pictată de la Viena spune foarte clar cum s-a desfășurat bătălia. Și aici sunt niște lucruri, nu vreau să le repet, că ele sunt scrise în carte. Sunt câteva elemente care trebuie să le aveți întotdeauna în vedere. Eu când am fost la Poenar, la cetatea Poenar, unde s-a zis că s-a dat bătălia de la Posada și eram mai tânăr așa, m-am uitat peste munți, am zis, într-adevăr, asta este locul în care s-a dat bătălia, pentru că nimeni nu putea să se opună celor care erau pe munți. Sunt niște munți înalți, acolo stâncoși,
Așa, și chiar cetatea poeta. Va un domn ziarist s-a dus bătălia de la, în țara Arefului, lângă casa domniei sale. Așa că, vedeți dumneavoastră, atâtea opinii sunt, dar nu se ia în considerare un singur lucru. Când se dă o bătălie, și cel care atacă trebuie să poată să facă acest lucru. Deci, degeaba avem noi niște stânci, dacă nu putem să le folosim împotriva dușmanului. De aceea, întotdeauna, relieful este fundamental în alegerea unei bătălii. Iar genialitatea lui Basarab I este remarcabilă, pentru că el nu a atacat de pe vârful munților, ci din partea de sud a Băiașului, a râului Băiaș, de acolo de unde se puteau coborâ ostașii săi împotriva lui Basarab. Victoria de la 1330, bătălia aceasta, nu este, cum au scris și alții, istoricul militar, și chiar în cartea lui Nicolae Stoicescu din 1980, nu este o bătălie de hărțuială. Iarăși, cine vorbește de o hărțuire a armatei lui Carol Robert de Anjou, cade în dimensiunea asta minoră a evenimentului. La 1330, în bătălia aceasta de la Pripoare, de aici, de la Posada, s-a dat lupta, cum se zice, corp la corp. Este o bătălie dreaptă în care au murit români. Eu consider că au murit și unii din copiii lui Basarab I, pentru că așa spune izvorul istoric, acum mai mulți copii, noi nu știm decât unul singur, cel care i-a urmat la tron. Se pare că a fost rănit și Basarab I, căci după câțiva ani el dispare din acțiunile concrete ale vieții politice ale țării românești. Deci toate acestea trebuie să le aveți în vedere, că în lupta dreaptă dintre ostașii lui Basarab și ostașii lui Carol Robert de Anjou, victoria a fost a românilor. Au făcut acest Basarab, pentru mine este un gen militar, ca bătălia să fie în așa fel încât armata de cavalerie a apusului să fie anihilată. După ce a trecut circa jumătate din coloana armatei lui Carol Robert de Anjou, numai atunci și în momentul când a trecut regele în dreptul în care era așezată oștirea lui Basarab, numai atunci s-a dat semnalul de luptă, iar momentul culminant este atunci când regele țipa din răzputeri să fie salvat și l-a salvat un cavaler din preajmă care și-a dat platoșa jos și îmbrăcămintea și se zice că a luptat cu cei mai viteji dintre români. A omorât 5 dintre vitejii români. Dar în aceeași cronică pictată din 1359 se menționează că au murit 19 cavaleri. Vă dați seama ce luptă încrâncenată a fost acolo, pentru că românii aveau un obiectiv clar, omorârea lui Carol Robert de Anjou. Este un moment crucial, pentru că în gomotul care s-a produs atunci în jurul regelui Carol Robert de Anjou, cei de dinainte au rămas tulburați, mai ales că au găsit și întăriturile care sunt în zona aceasta a monumentului lui Basarab de astăzi, dar și cei din spate care veneau agale din armata lui Carol Robert de Anjou, ajutând pe regele lor, s-au îmbursit cu toții și au intrat în această navă, în această vârșie, cum zice cronica, în care, după ce au intrat cu toții, li s-a închis ieșirea cu copaci răsturnați. Și acolo, timp de 4 zile, au fost măcelăriți de români și numai printr-o disperare au reușit, cum să zice, care cum poate, așa, încât ostașii lui Carol Robert de Anjou au ajuns abia prin luna lui
ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie, înapoi în zona Timișului de astăzi. Deci, vedeți dumneavoastră, bătălia a fost nimicitoare, dar este atât de înălțătoare pentru neamul românesc că atunci ne-am creat viață politică și recunoscută în un plan internațional. Dacă nu era această bătălie, pot să fac și o istorie contrafactuală, nu se știe dacă astăzi mai eram români, dacă mai vorbeam limba asta, pentru că se așeza un amalgam de oameni și de limbi, încât de la stepele nordpontice și până în Europa centrală era așa ceva, o nouă compoziție etnico-politică și demografică. Deci toate lucrurile acestea trebuie să le înțelegem în dimensiunea cea mare, încât eu n-aș putea să zic dacă, decât prin comparație, dacă Alba Iulia este altarul unității naționale, Posada, pripoarele noastre, nu este decât altarul independenței românești, prin care, sau despre care și pentru care România au luptat întotdeauna în istorie. Este forma cea mai frumoasă pe care ne-o colorează istoria noastră, lupta pentru libertate, pentru independență. Iar Posada nu este decât valoarea voinței neamului românesc de a fi în Uniunea Europeană o țară independentă, un stat puternic și care să-și aducă aportul la umanitatea întreagă și la Europa. Deci, de aceea aș vrea să îl rog pe domnul primar că acum încolo, așa, când mai trimit oamenii diferite citate, ele sunt foarte frumoase. Oamenii istorici sunt respectabili pentru că fiecare a scris așa cum a considerat și a avut argumentele lui. Însă, de acum încolo, alegem numai pe cele mai curate și mai clare că bătălia s-a dat aici la Pripoare. Cine nu mă crede, putem să mergem pe loc, pe locul respectiv, să vă demonstrez cum se poate bate o armată de 80.000 de cavaleri și care era una dintre cele mai puternice armate din acele vremuri. Deci, asta este semnificația cea mare. De la Posada încoace s-a deschis istoria noastră către 1918 și către ceea ce suntem astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor universitar dr. Dinca Ciobotea și eu zic că această ipoteză a bătăliei în cheile Bistriței de la Costești nu are fundament pentru că nu are logică. Dacă ne gândim la spațiu geografic și la calea care trebuia urmată o cale cât mai rapidă, pentru că a fost un dezastru total această bătălie pentru Carol Robert de Anjou. Știți bine că el s-a salvat în hainele unui oștean de-al lui, Abidese, fiul lui Dionisie. Că altfel nu era omorât, altfel nu, abia a reușit să scape de acolo. Iar acolo, așa cum a spus domnul profesor, foarte mulți nobili și-au pierdut viața. Iar sigiliul regiului s-a pierdut și sigiliul regiului. Vă dați seama, a fost un dezastru atât de mare încât ani de zile nu au putut uita maghiari. Și spuneau de fiecare dată, hai că nu fi mai rău. Știți cum zice, nu, hai că nu dau turcii. Hai că nu fi mai rău cum a fost în țara lui Basarab schismaticul. Adică impresia atât de mare a fost încât s-a păstrat și a rămas în tradiție. Spune Părintele Arhimandrit Beniamin Mic, aduce și dânsul argumente, dar spune că atunci, cu această ocazie, poate cu altă ocazie, alte lupte, s-a ridicat și un schit acolo, într-adevăr, schitul cu hramul Sfântului Procopie, cel mare, un schit care nu se mai păstrează astăzi. Dar despre această cale pe care au urmat-o Basarab I pentru a ieși cât mai repede din această țară. Trebuia să meargă, să treacă munții în Transilvania pentru a fugi cât mai repede. Sigur, a salvat viața. Nu așa cum spune domnul Constantin, istoricul Constantin Răzachievici, că Basarab I a urmat aceeași cale pe care a venit. Adică din Banatul de Severin pe culoarul Timișcerna, între Dunăre și Mehadia. Că, într-adevăr, pe acolo a intrat în țară. Dar haideți să ne gândim totuși ce ar fi presupus
acest lucru, să treacă prin toată, mai ales să treacă prin Oltenia noastră. Vă dați seama, când era urmărit de Carol de Basarabul I. Cum ai putea să străbată tot acest ținut pe care venise, în care intrase? Iar aceasta, calea cea mare, este foarte cunoscută în istorie. Este calea aceasta, începând de la castru Argias, prin Ticveni, la Sărătruc, Titești, Perișani, Câineni, Turnul Roșu și apoi spre Buda sau spre Vișegrad, nu? Pentru că despre această cale cea mai scurtă vorbește și un călător polonez, Maciej Strykowski, în 1574. Spune că a făcut acest drum călare în timp de 2 zile. Deci era cea mai scurtă. Adică de ce ar fi ales așa să mai facă încă, să mai parcurgă încă un traseu foarte lung și anevoios? Nu mai spune că venise vremea rece, era foarte rece, armata lui fusese atâta timp rămasă fără provizii, fără alimente, era foarte, foarte greu. Deci abia s-a scăpat, a putut să-și salveze viața. Iar despre această cale mare despre care vă spuneam, este o cale des folosită. Au folosit-o și romanii, conduși de generalul Cornelius Fuscus. Tot pe aici au trecut munții. Apoi, corpul tătar condus de Bocic, fiul lui, este unul dintre nepoții lui Gingis Han, care la 1241, cum vedem și din Carmen Mizerabile al lui Rogerius, când au venit tătarii în țara noastră, au trecut pe drumul Caraulahilor, adică valahii cei negri. Au învins acele popoare ulah și au pătruns în interiorul Alpului Carpatic, pe Valea Oltului, prin trecătoarea Turnul Roșu. Iată că și aici avem argumente logice că această cale era folosită ca din cele mai vechi timpuri, pentru, mai ales pentru campanii militare. Domnul primar Ion Sandu spunea că mai are ceva de completat. Și noi asta, dacă vreți să puneți întrebări, scurte întrebări și să nu ne muncim foarte mult, puteți, cred că după fiecare comunicare, că la sfârșit poate ne-ar fi greu să mai urmăm firul discuțiilor. Ce vrea dumneavoastră, domnule primar, să ne... Vreau să dau un răspuns domnului... Vreau să dau un răspuns domnului profesor Dinică Ciobotea vis-a-vis de materiale prinse în mapă. Într-adevăr, acolo sunt câteva controverse a localizării cursate la Peișani, dar nu am făcut un super play din cauza că într-o arenă de luptă, dacă nu dai posibilitatea adversarului să-și etaleze puterile, n-am făcut nimic. Este clar că nu am mai avea ce discuta în dezbatere noastre istorice de aici. Dacă nu am venit din... mai cum să spun. Dacă n-am venit din nou cu alte și alte argumente care localizează posada ca fi la Perișani. Dacă ați uitat odată imaginea din dronă, ce o am aici undeva în programul din mapă de dumneavoastră, unde se vede clar o despicătură de creste montane, veți observa că seamănă identic cu imaginea veche din cronică, imaginea clasică, nu imaginea modernă a cronicii, ce prezintă acea luptă din 1330. Din punctul nostru de vedere, vă dați seama, perișarenii nici nu cred altceva decât că pe posada sau lupta respectivă din 1330 nu a avut loc în altă parte, exact și din argumente logice pe care dumneavoastră le-ați prezentat astăzi aici, și totodată și comparația acestor două imagini. Deci, domnule profesor, cred că și anul viitor veți găsi la fel materiale în mape de lucru. Vă mulțumesc, domnule. Da, domnule primar. Sigur, după atâția ani, sute de ani, cum fi și configurația de astăzi, nu mai arată cu cea de atunci, mai ales că în cronica pictată mi se spune că era un drum foarte scurt, era ca o corabie, de unde puteau să treacă, cred că și indiană, sau, mă rog, era, și se spune că era ca o vârșă acea, i-au prins ca într-o vârșă. Era un drum foarte, foarte îngust, pe care astăzi nu știu dacă îl mai găsim aici, în zona aceasta, dar sigur că în timp s-au mai schimbat multe lucruri, și reliefuri, și
Vorbeam despre această cronică pictată. Este singurul izvor care ne vorbește despre cronica, Chronicum Pictum Vidobones, opera lui Marc Calvi. De aceea îl invit acum pe domnul profesor doctor Alexandru Naibitoru, profesor la școala de la Mihești, gimnazial, am zis bine, nu știu dacă... Da, domnul profesor ne vorbește despre lupta de la Posada, tocmai în cronicile medievale. Din cronică nu o să prezentăm, poate doar un fragment, relatarea bătăliei, cronica pictată. Trebuie spus faptul că această bătălie din 1330 a fost menționată în mai multe documente medievale, nu doar în cronica pictată. Însă majoritatea reiau în principiu relatarea din cronică. Avem și cronica Hungarorum a lui Ioanes de Duroci. De asemenea, analele lui Ian Drugos, anale seocronicii clitire din Polonie, precum și alte lucrări maghiare, poloneze sau germane, în secolele 15-16. După cum spuneau antevorbitorii, în secolul al XVI-lea încă mai era fie amintirea acestei lupte purtată în 1330. Avem relatarea acelui călător polonez. O să revin asupra lui. În legătură cu acea cronică, voi prezenta un fragment, relatarea bătăliei. După ce regele a cuprins Severinul și fortăreața lui, l-a încredințat toată nimicului Dionisie împreună cu demnitatea de bani. Făcându-se aceasta, Basarab a trimis la rege o solie vrednică de toată cinstea, ca să-i spună regelui, fiindcă voi, rege și săpânul meu, v-ați ostenit cu strângerea oștirii, eu voi răsplăti ostenea la voastră cu 7000 de mărci de argint și vă voi lăsa în pace și Severinul cu toate cele ce țin de el, pe care acum cu puterea le țineți în mâinile voastre. Pe deasupra, tributul pe care îl datoresc coroanei îl voi plăti cu credință stăpanului. Și numai puțin voi trimite la curtea voastră pe unul dintre fiii mei. Pentru ca să servească pe banii mei și pe cheltuiala mea, numai să vă întoarceți în dărât cu pace și să conjurați primejdia persoanelor voastre, pentru că dacă veniți și mai mult înăuntru țării, nu veți putea nici de cum să înconjurați primejdia. Regele, auzind aceasta, cu minte trufașă, a izbucnit față de sol cu următoarele cuvinte. Să-i spuneți așa lui Basarab, că el este păstorul voilor mele și că eu, din ascunzișurile sale, de barbă îl voi scoate.